Bună dimineața, băi, ce faceți? Bună dimineața. A, bună dimineața. Cum e nou matinal Pro FM? Încă așteptăm să ne trezim. Nou matinal Pro FM este cum trebuia să fie și cum a mai fost, că suntem într-o echipă și într-o gașcă în care am mai fost acum vreo 2 ani de zile. Da. De asta în fiecare dimineață când ajung la radio mă gândesc, oare Marius vine azi la radio? Oare s-a trezit? Oare să-l sun? Și ce crezi? M-am trezit și vin în fiecare dimineață și mai mult de atât. Nu știu de ce ai obiceiul ăsta prost, că trebuie să-l zicem. Eu îmi fac cafea și el bea din cafeaua mea. Dimineața eu îl trezesc pe Marius ca de obicei. Miros de chifteluțe, sărmăluțe, micul dejun al campionilor. Iar Marius mă întreabă, dar tu mănânci tu cereale cu lapte? Păi da, exact. Grigier, de exemplu, dimineața și-a adus ceafă de porc cu cartofi prăjiți la 8:20 dimineața. Nu, de fapt era o cafea deghizată în ceapă. Așa, de... da. Cum arată o zi obișnuită pentru voi? Păi faptul că ne trezim la 5:30, ți se pare o zi obișnuită? Mie nu. Eu mă trezesc, plâng 3 minute. Eu plâng vreo 10. După și... care mă îmbrac, mai plâng puțin, urc în mașină, încerc să șterg parbrizul, dar de fapt nu plouă, ci tot eu plâng. Așa. Când ajunge la radio mă găsește pe mine plângând. Și după care trecem peste momentul ăsta și facem show. Cum arată noua structură a matinalului? Noua structură a matinalului arată, uite, o vezi aici. Așa. Care e cel mai greu lucru în desfășurarea activității voastre? În desfășurarea categoric trezitul noastre, de dimineață. Condițiile periculoase de muncă, după cum spunea colegul meu, trezitul de dimineață, fără cască de protecție. Un mesaj pentru oamenii care se uită la UTV și care vă ascultă. Este foarte simplu, o să-ți placă. Și dacă te rog, se poate să dai interviul ăsta, dar nu pe HD? Că... Salutare, suntem Grig și Onuc. Adică eu sunt Onuc, el este... Invers, eu sunt Onuc, el este Grig. Urmăriți U-News pe UTV și dimineața. De la 7:15 la Pro FM până la 10. Ne ascultați.